Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă lecție cu copii între 6 și 9 ani. Astăzi vom învăța împreună îmbrăcămintea, cu ce putem să ne îmbrăcăm când este frig, când este cald, la școală, la o zi de naștere. Și o să mă joc chiar și copii, sperăm că o să le placă și că o să învețe lucruri din ce în ce mai noi. Copii, sunteți gata? Bun, ia ce face drăgălaș. Bun, o să vă dau ca de fiecare dată eu share la ecran și... O să avem o imagine plină cu toate hăinuțele pe care am putea noi să le avem, mai mult sau mai puțin, și pe cele pe care trebuie să le știm noi ca să putem să ne descurcăm. Bun. Ia să vedem dacă și cu cuvintele arătate pe ecran și cu ce mai știți voi, pentru că sunt sigură că știți destul de multe cuvinte și dinainte de această lecție. Ia să vedem dacă poate să-mi zică mie Franci cum se spune la șosete. Adios. Cum se spune la șosete? La șosete se spune șanț. Socks. Socks. Foarte bine. Bun. Acum ia să vedem Carina. Ia să verific dacă a intrat și Carina 2 ca să știu dacă vă se par bun. Deci avem doar o Carina. Carina, cum spunem noi oare la, uite, un ușure? Trico. Cel mai ușor de cuvânt în limba engleză. T-shirt. T-shirt. Foarte bine. Bun. Ia să vedem acum pentru Anasi. Cum spunem noi la rochiță? Dress. Dress. Corect. Bun. Și acum, sper că m-auziți copii, că o să vin la grupul mare de copilași. Bun. Ia să vedem dacă poate să-mi zică mie Elena. Bun. Cum se spune la cămașă? Care seamănă mult cu tricou. Elena, cum spunem noi la, la cămașă? Dacă nu, o să te ajute Franci. Sunteți dați pe mut de pe ambele calculatoare și eu nu o să vă aud dacă spuneți doamna Dana. Ia. Acum am văzut că sunteți pe mut. Așa. Bun. Ia să vedem. Elena. Acum ia să văd dacă te aud. Cum spunem noi la cămașă? Nu? Bun. Atunci o să te ajute Franci, că ridicase prima mânuța. Ia să vedem, Franci, cum se spune? Se spune shirt. Shirt, exact. Tricou, dar fără tu. Super. Ia să mai încercăm. Cristi. Cristi, Cristi, Cristi. Cum spunem noi la blugi? Blugi. Și tare, tare, tare ca să te aud eu. Pai rău dacă tu vorbești, dar eu chiar nu te aud și o să te pun să țipi tare, tare, tare dacă știi. Și dacă nu știi, faci așa un nu la cameră că nu știi. Bun, Carina, hai să-l ajutăm pe Cristi. Short o să fie pantalon scurt, iar blugi o să avem jeans. Bun? Suntem de acord cu asta? Da. Bun, și notăm. Acum, hai că o să mai încerc. Răzvan. Poate să ne zică oare Răzvan cum se spune la bocanci? Bocanci, bocanci. Tare, 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 dacă știi să zici. Tare, 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 să te audă toată țara. Ajute Franci, cred. Da, Franci o să te ajute și o să zic că ea cum se spune la bocanci. La bocanci se spune boots. 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 Bun. Trecem acum noi la, uite, unul ușor. Cine poate să-mi zică mie? Cine ridică primul mânuța ca să facem așa? Cum se spune la jachetă? Franci, ia să vedem cum se spune. La jachetă se spune jacket. Jacket. În sfârșit am auzit și grupulețul. Vai ce mă bucur eu, care am auzit. Bun.
Așa, și acum că ridicase și Ana Simona, o să îi pun și eu întrebare. Cum se spune la pălărie? Head. Head, foarte bine, bun. Și acum o să întreb iarăși cred că pe aia. Bun, vă aud, vai ce frumos. Da, v-am găsit. Bun, ia să vedem tot pentru culețele mari, ca să nu, mai, dacă mai zic pe nume, probabil m-au văzut, v-au doar cor. Ia să dacă vreți să-mi spuneți toți în cor, culețele, cele două, cum se zice la fustă? Fustă, știm? Începe cu S. Scăr! Da, scăr, așa cred că facem la voi, să vă zic în cor ca să spuneți toți și să ne audă până la mine. Bun. Ia să vedem, Carina, dacă știm cum spunem noi la mânuși. La mânuși. Mittens. Mittens sunt cele care... La. Aha, sau gloves, exact, ambele variante. Super, super, super. Ia să vedem, iarăși, mamă, dacă mai greșea cineva. Anasi, 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 cum spunem noi iarăși ușor la bluză, care seamănă mult cu ce bluză. Blouse. Blouse. Bun, super. Franci, cum spunem la blouse? La blouse spunem sweater. 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 Bun, trecem iarăși la grupulețe. Grupulețe, grupulețe. Sweater. Bun, super, vai ce bine v-am auzit. Dar știți cumva cum se spune la cravată? Bun, super, dai! Și tot pe voi vă întreb, că sunteți buni și trebuie să recuperați numărul de cuvinte. Știți voi cumva cum se spune la autocarta nici nu este pe ecran, dar sunt dacă știe ceva fără să fie pe ecran. Șap! Știe cineva cum se spune la șap? Începe cu litera C și are trei litere. Corect! Bun, chef! Foarte, foarte bine! Bun! Și acum, toată lumea asta, ce e că prima mână? Cum se spune la costum? Bun, Franci, care e ca prima mână, și Anasi în același timp. Of, hai, zi tu, Franci, cu ăsta, să mai întrebă pe Anasi altceva. Sweet. Sweet. Sur. Și ia să vedem pentru Anasi să pregătesc ceva cu Anasi. A, știu. Știi cum se spune la eșarfă? Scarf. Scarf, foarte bine. Bun. Acum să facem așa, o să avem un joculeț, ca data trecută, care trebuie să punem fiecare număr așa. Care trebuie să zicem fiecare număr ce se află, după care o să vorbim împreună, cum a spus la început, despre ce hăinuțe purtăm în fiecare anotim. Așa nu vrei cuvinte, dar cum se șamă, trebuie să facem. Și după care o să îmbrăcăm împreună un ursuleț. Ne punem toți de acord și facem o țintă pentru un ursuleț. Bun. Până atunci, ia să începem. Ia să vedem prima penispița mea, este Carina. Carina, tu ești aici 1? Da. Bun. Poți să spui în limba engleză ce reprezintă 1? Să vedem dacă este dres. Bun, 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 dres. Ia să vedem Cristi, Ștefan, Andrei, Robert, Elena, Denis, Denisa, Maria, Alex, Răzvan și George. Dacă puteți să-mi spuneți ce este la 2. Șosețele, adevărat. Cum se spune în engleză la șosețe? Socks. Bun. Și la 4, la blugi, tot voi? Jeans. Și acum mai întreb una. Cum se spune și la fustiță? Scăr! Scăr! Foarte bine! Bun, mai sunt așa în sus, mai să văd dacă știți sau nu. Bun. Ia să vedem acum Anasi. Cum spunem noi la numărul de copii? T-shirt. T-shirt. Bun. Și asta cum spunem la... La ușa. La... Nu mai. Să zic așa.
Seamănă cu pălărie și ai pus și iarnă în față. Chef este 7, pălărie se mai schimbă câteva lucruri. Este winter hat. Winter hat. Am uitat că o să spune la iar. Bun, imediat le face și pare lui Bruna. Și după care mai avem și pink. Deci asta e varianta și mai de bună. Ia să vedem pentru cine mai e. Acum cine a fost. O să trecem iarăși la Carina. Cum se spune? Ce spune Carina la așa? Slippers. Bun. Și astăzi, dacă cine a nasi să ne zică cum se spune la Brăbăraș? Sweater. Sweater, bun. Ia să vedem pe Franci, cum se spune la pantaloni scurți? Short. Foarte bine, foarte bine. Ia să vedem pentru cele, pentru Cristi, Ștefan, Andrei și toți, toate la eșară. Scar. Bun. Și cum spunem la jachetă, tot voi? Geager, exact ca în română. Și mai pun câte două întrebări. Prima, cum se spune la cămașă, care este aproape ca tine? Scăt e fustița, șert este cămășuța. Gătem tu-l de la șicou. Bun. Și încă unul mai bun. O, cum se spune la pantof? Shoes. Foarte bine. Bun. Ia să vedem acum. Ne facem la Carina, care ne va spune iarăși cum se spune la mătuș. Bun, bun, bun. Super. Și acum trecem la Franci. La plus... Seamănă foarte mult. Plus. Bun. Te-a joptit foarte bine. Și a să vedem pentru Ana și cum se spune la plus. Bun. Și acum... Bun. Avem aici... avem cele patru anotimpuri, da? Ia să recapitulăm pe anotimpurile, că Franci nu și le mai aduce aminte, deci ia să vedem pe Franci prima întrebare, cum se spune la toamnă. La toamnă se spune autumn sau fall. Sau fall. Foarte bine. Bun. Ia să vedem acum, dacă v-ați spus pe mine, Anasi, cum se spune la primăvară. Spring. Carina, v-ați să spună vară? Și poate să vă puneți cum se zice la iarnă? Win? Win? Winter. Exact, exact, exact. Am putut ca pe care acum așa și dar bun. Deci, acum că ne-am așa pe cealaltă lucrurile, ia să vedem dacă poate că culețele, ce purtăm noi oare? Oare? Ce noi nu se purtăm noi fără pe cal, poate în soarele, merge la plaj. Ia. Puteți să ziceți efectiv. Hăinuțe s-a aruncat și acum cuvinte în mine, dar s-a aruncat cu același cuvânt, că voi sunteți mulți și dacă spuneți mai multe cuvinte, nu spuneți. T-shirt. 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 Și dacă sus purtăm un tricou, jos ce purtăm? Pantalon scurt. Bun, și pantalon scurt, cum spunem oare? Cum spunem la pantalon scurt? Short, foarte, foarte bine. Și în picioare purtăm șlapi, nu? Short. Short, bun. Și la șlap mai ține minte cum zice, eu cred că a zis Carina. Slipper. Corect, corect, corect. Bun. Și pe cap purtăm o pălărie. Dacă spuneți și pălărie, nu se spune la pălărie, se zice. Head. Foarte bine. Ia să vedem că la ce e mâna de zi. Să purtăm pe Franci să ne spună ce poartă ea cu iarnă. Ce ea
Winter. Winter. Hat. 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 Scarf. Scarf, corect. Jacket. Blugi sau pantaloni? Jeans. Și bocanci. Soare. Bun, bine. Ia să vedem dacă poate fi
alege Anasie. Ia spune-mi, Anasie, ce alunea ești? Grey trousers. Ce înseamnă grey trousers? Pantalonii gri. Exact. Ia să vedem, blue jeans? Lungi albaștri. Corect. Da. După care, pink skirt? Fusta de balerină. Da, e de balerină. E balerină, fusta roz. Fusta roz, bun. Am făcut o mână. Bără. Geama bată. Corect. Red trousers. Pantalon roșii. Bun. Și cred că... și brown shirt. Pantaloni scurți și maroni. Corect. Bun. Pe care? Ce vrei să zic? Cum ar fi? Să-i punem o fustiță roz. Brown shorts. Bun. Pentru pantofi, deci altă așa, așa. Deci, truculețul care o să vă dați în corp. Trecem la pantofi. Și pantofii sunt doar ai voștri. Voi decideți ce-l încălțăm, de acord? Bun. Da. Ia să vedem. Flip-flops este un sinonim pentru... Șlag. Corect. Pentru șlag. Bun. După care, ce înseamnă Maria Elena Denisa au scris fete ca să le avut? Brown boots. Ia să vedem. E de maroc, foarte bine. Bun. După care avem brown shoes din data aceasta. Mai avem boots, avem shoes. Ce înseamnă? Corect. După care aici avem ballet shoes. Pantofi de ballet. Corect. School shoes. Pantofi de școală. Corect. Și blue socks. Șosete albastre, foarte bine, bun. Și acum, ia să-mi spună mie cu cele două bubulețe, cu ce îl încălțăm pe domnul Spanda. Cu ce vreți voi să-l încălțăm? Brown shoes. Brown shoes, bun. Și acum alegem un accesoriu cu tot. Ia să vedem. Vrem o minge de plajă? Nu vrem. Flowers? Un lasso? Ar merge cu ținuta pregătită, cumva. Mem, ce înseamnă mem? Hartă. School bag? Ghiozdan de școală. Da, corect. Și un unicorn. Unicorn rămâne? Suntem de acord? Bun, o să-i fac și eu un screenshot. Ca să ne rămână ca amintire. Și acum ieșim și facem și rainbow band, da? Ca așa am promis. Facem și pe celălalt de pony. Bun, ia să vedem acum, ne alege șapca lui Anasie. Ia să zicem șapca lui. Păi deja acum le știm. Să zici ce dorești, Anasie? Crown. Hai cam. La bluză o să ne ajute Carina. Carina, ce vrei să vrei? Ce vrei să-i punem, Carina, ca și vrei? Asta? Da, bun. Franci, îi alegem pantaloni. Skirt, bun. Anasi, alegem împreună, stai, truculețul mai trebuie. Truculețul, hai să alegem tatură bună. Haideți să alegem împreună atunci pantofii, după care alegem truculețul accesoriu. Îi punem... Ballet shoes. Bun. Și hai să dăm la accesoriu, ce alege truculețul, să-i punem ca și accesoriu. Minge, cățele. Flowers? Rămânem la flowers sau mă zic pe cineva aici cu flowers? Flowers. Bun, așa rămâne. Fac și din șansa de mamă. Bun. Tu le-ți o balerină. Arată exact ca o balerină și... Bun.
Păi zice cum o să arată. Primul l-am făcut amuzant și al doilea l-am făcut așa de mâncat. Ca să fie o combinație. Dragii mei, eu pentru astea de-a ta v-am pregătit o curcaci cu cuvintele și ca să fiți atât de corect, de fericită. Și voi v-ați distrat? V-au plăcut joculețele? Da! Bun! Da. Bun! Care v-a plăcut? Care ursuleț v-a plăcut mai mult? Cel cu pandaul sau cel cu pandaul? Vreau câștigat inimile copiilor. Bun! Mă bucur că v-a plăcut. Mă bucur că v-am văzut și astăzi și că sunteți și și drăgălași și că sunteți. Doamna Andreea, dacă vreau să sigur că da. Că ne vedem, aș vrea să le spun că mâine ne vedem la abilități practice și vom face un buchet surpriză pentru părinți. Și abia așteptăm să le duceți acasă și să le arătați surprizele noastre. Și ne vedem, bineînțeles, săptămâna viitoare cu mai multe lecții de română, matematică, limba engleză și câteva surprize pe care le-am pregătit. Da? Urmăriți programul nostru pe Andreea Berehaut Academy. Să aveți o zi frumoasă! Pa, pa, copii!